Indonezienii și-au propus să-i smulgă pe tineri din fața telefoanelor mobile și din preajma calculatoarelor cu ajutorul unui program inedit. Ideea a apărut într-un oraș din această țară exotică unde autoritățile au dat startul unui program de combatere a dependenței de internet a copiilor, program botezat Chickenization. Pe limba noastră s-ar traduce ia un pui și folgăină. Să urmărim materialul pe acest subiect trimis de colegii de la AgroTV Moldova. În total, 10 școli elementare și două licee au primit din partea guvernului de la Jakarta 2000 de pui. Elevii vor trebui să-și hrănească puii de găină înainte și după lecții. Ei pot să-i păstreze în casă sau în incinta școlii dacă nu dispun de coteți. Programul se pare că dă roade. Părinții spun că odraslele lor deja au început să-și facă planuri în privința puilor. Unii visează să-și deschidă afaceri din creșterea găinilor, alții să le crească până vor fi bune de mâncat. În medie, un utilizator din Indonezia petrece 8 ore și 36 de minute online în fiecare zi, cu două ore mai mult decât media globală.